Regia autonomă nu a mai avut posibilitatea tehnică de a furniza apă caldă și nici căldură. În blocul Rotec de pe strada Aurel Vlaicu din zona industrială trăiesc aproape 100 de familii. Din septembrie nu mai au apă caldă la robinete și se descurcă greu. În baie te duci, acum ai frig, trebuie să-i dai în 5 minute. Așa, în cameră. Că e o cameră, nu-i apartament sau nu știu ce. Deci nu te poți... Deci numai acolo, să zicem așa, într-o expresie mai populară, să te joiești alea, că cu apă încălzită la oală, pe aragaz și făcut baie la lighean. Sunt niște... Nu știu ce a avut în cap cei care... Au făcut treaba asta, dar nu mi se pare o soluție corectă. În urma unor discuții cu responsabilii primăriei și AERAM, locatarii au decis să monteze boilere pe fiecare etaj în băile comune de pe paliere. Ei au suportat costurile aparatelor de încălzire a apei, iar primăria a asigurat manopera, doar că boilerele nu sunt încă funcționale, fiind nevoie de un racord sigur la rețeaua de electricitate. Eu așa spală, nu pot să mă duc la baie, mă spală în interior, în cameră și încălzesc apă la aragaz. Dar era bună și așa, la apă caldă nu vine la robinet în cameră, decât la baie. E necesară pentru ceilalți, vin oamenii la muncă, vin, n-au unde face baie, n-au unde să spăla. Și cum a luat hotărâre cu boilerele astea, nu cred că o să dea randament. Boilerele trebuie legate la rețea separat și le-am montat în baie, că confort protecție muncii nu are voie să stea boilerul în baie. Ne descurcăm foarte greu, pentru că cum era odată la părinți, la țară, așa ne descurcăm, altfel nu avem alte condiții. Dacă se poate realiza ceva, mă rugăm pe domnul primar, care este în funcție acum, să ne ajute într-un fel, nu cu boilere care le avem. Că asta nu e o problemă. Asta nu e o rezolvare pentru noi. Rezolvarea ar fi, vă dați seama, să ne trezim fără lumină, de exemplu, nici azi noapte, de la ora 2, n-am avut lumină, nu știu de ce, care a fost situația. Deci asta e, singura problemă este să ne alimenteze din nou cu apă caldă. Până când noua rețea electrică va fi realizată, în așa fel încât să nu existe niciun pericol în funcționarea boilerelor, va mai dura aproximativ o lună.